Vă salutăm din nou. Bine v-am găsit, dragi telespectatori. Vă spunem bun venit la emisiunea Vox fidei, Vocea Credinței. Acolo unde sunteți, vă invităm pentru următoarele 20 de minute să vă așezați sau eu știu să ne puteți urmări confortabil pentru o serie de de prezentări în emisiunea noastră. Ne-am focalizat la asupra conceptului de ucenicie. Astăzi este ultima dintre aceste emisiuni în seria Uceniciei. Ne-am uitat la un mare teolog, Dietrich Bonhoeffer. Acesta are o carte scrisă, Costul Uceniciei. Din cartea aceasta ne-am uitat la câteva elemente uh, importante. În emisiunea trecută am văzut distinția esențială pe care Bonhoeffer o face între harul ieftin, practicat de foarte mulți care se numesc creștini astăzi, care acceptă niște informații despre Isus Hristos, dar care nu asumă chemarea și ascultarea de Isus Hristos, practic Harul Costisitor. Harul Costisitor înseamnă să te înjugi împreună cu Isus Hristos, să fii transformat de Isus Hristos și să asculți de Isus Hristos. Vă spunem deci bun venit la o nouă emisiune. Astăzi ne vom, vom continua să ne uităm la Bonhoeffer în prima parte a emisiunii, iar în partea a doua o să facem câteva aplicații practice pentru noi ca și ucenici astăzi. Și în emisiunile precedente vă spuneam cât este de important să ne dorim și să urmărim să fim ucenici ai lui Isus Hristos autentici, dar ucenici care fac ucenici. Și vă doresc din nou și în această emisiune să meditați și să reflectăm împreună la acest lucru. Pentru emisiunea de astăzi, tema preluată din cartea lui Bonhoeffer este ucenicia și individul. Și prin acest concept Bonhoeffer practic se referă la faptul că Dumnezeu și Isus Hristos când cheamă ucenici el nu-i cheamă în masă, nu-i cheamă în familie, nu-i cheamă în grupuri. Iisus Hristos, practic, cheamă la ucenicie individual. Și el spune, Iisus este mijlocitorul. Hristos este cel care mijlocește între om și Dumnezeu, între om și lume, între om și om și între om și realitate. Este o idee destul de adâncă aici și aș vrea să reflectăm asupra ei și sper să reușim să o înțelegem relația directă între om și Hristos este cea care îl salvează și îl protejează pe om în condițiile în care alți Dumnezei ai lumii acesteia caute să ofere omului acest nemijlocit la toate sursele lor. Încă, -o, înc o dată, Iisus Hristos este cel care ne creează o relație cu el, cu sine și după aceea Domnul Iisus Hristos trebuie, odată ce ești ucenicul lui Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos îți mediază toate celelalte relații. Ruperea legăturilor imediată cu lumea nu înseamnă altceva decât recunoașterea lui Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Practic ce spune Bonhoeffer aici? Isus Hristos te cheamă ca și ucenic, ca și individ. Mă cheamă pe mine, vă cheamă pe dumneavoastră. Dar, în momentul în care am pornit după Isus Hristos și acceptăm Domnia Lui, acceptăm harul costisitor, ascultarea de El, practic Isus Hristos, ne va media toate relațiile noastre. Și în felul acesta se traduce. Faptul că Isus Hristos ne spune că trebuie să-l iubim pe El mai mult decât pe mamă, pe, to pe tată, pe soră, fică, copii, decât orice. Practic, relațiile noastre cu ceilalți sunt mediate întotdeauna de Isus Hristos dacă suntem ucenicii Lui. Relațiile cu cei dragi. Orice părtășie care ne împiedică să apărem ca indivizi înaintea lui Isus Hristos și care pretinde o relație nemijlocită, trebuie detestată de dragul lui Hristos. În momentul în care ceva se interpune între tine și Isus Hristos trebuie să spui ceva nu e în regulă aici. Nimic nu trebuie să se interpună, să întrerupă relația și legătura mea cu Isus Hristos. Practic, în contextul Bibliei, în momentul în care ceva se interpune în această relație de ucenicie, în această unire dintre mine și Isus Hristos, acel ceva devine idol, devine Dumnezeu, devine înlocuitorul lui Isus Hristos. De aceea Bonhoeffer spune, pentru ucenicii lui Isus Hristos, este foarte important să aibă o relație, o, o, un, o unitate, o unire cu Hristos, care nu poate fi desfăcută de nimic, și în același timp toate celelalte relații cu oamenii, cu societatea, cu lucrurile trebuie să fie mediate prin această relație cu Isus Hristos. Avram, el, vorbeam și în emisiunea trecută despre Avram, el îl aduce în discuție și aici și ne spune că a fost chemat să iasă din mijlocul neamului său. Avram devine străin față de propria ei familie, de dragul promisiunii lui Dumnezeu. Avram învață că promisiunea nu atârnă de Isaac, ci numai de Dumnezeu. Dumnezeu este cel care, care mediază. Tot ce nu mi-a fost dat prin Hristosul cel întrupat, nu mi este dat de Dumnezeu. Tot ce nu primesc de dragul lui Hristos nu vine de la Dumnezeu. Observați cât de radical este Bonhoeffer aici. Nu știu, poate n-ați văzut emisiunile trecute. Aici discutăm despre ucenicie. O ucenicie radicală. Citeam zilele, săptămânile trecute, predica de pe munte. Citeam Evanghelia după Matei. Vreau să vă spun că în timp ce citeam această Evanghelie, am început să plâng. Pentru că m-am uitat în atâtea zone și domenii din viața mea. Am început să aud această predică de pe munte și aceste paragrafe din Evanghelia după Matei, ca și cum Isus Hristos mi le-ar fi spus mie, ca și ucenica lui. Am auzit fericirile. Am auzit chemarea lui la ucenicie din Matei capitolul 4, am auzit predica de pe munte, am auzit uh, uh, Matei capitolul 10 în care Iisus Hristos îi cheamă pe ucenici, îi împuternicește pe ucenici și apoi îi trimite să se ducă să trăiască pentru el, să vorbească pentru el, să-l reprezinte pe el. De aceea aș vrea la finalul acestui ciclu de emisiuni pe ucenicie să ne aducem aminte de această chemare, invitație radicală care practic îți, îți confiscă întreaga viață, spune Bonhover. Tot ce nu-i primit de la Dumnezeu prin Hristos, nu-i de la Dumnezeu. Tot ce ai și nu ți-i dat prin Iisus Hristos, nu-i de la Dumnezeu. E foarte importantă această abordare făcută de el. El îl dă din nou, revine la exemplul cu Avram. Avram îl primește înapoi pe Isaac, Vă aduceți aminte probabil istoria jertfirii lui Isaac, Dumnezeu îi poruncește lui Avram să-l jertfească pe Isaac, Avram se duce cu Isaac la munte, muntele Moria și în momentul în care uh, Avram ridică cuțitul și vrea să-l jertfească pe uh, Isaac, Dumnezeu intervine. Avram îl primește înapoi pe Isaac, dar de data aceasta îl primește altfel prima dată l-a primit prin promisiune că o să-i se nască un fiu, i s-a născut, însă aici spune, pe munte, în momentul în care Dumnezeu intervine și îl oprește pe Avram, aici îl primește altfel, îl are acum ca și când nu-l ar avea deoarece îl a, nu l ar avea deoarece îl are prin mijlocitorul și de dragul acestuia. Hristos a pășit între tată și fiu totul a trebuit să treacă prin Hristos. Practic, Avram, când îl are a doua oară pe Isaac, nu-l mai are născut prin soția lui, îl are dăruit de Hristos. Asta, e, e, ilustrația aceasta, analogia aceasta este folosită de Bonhoeffer ca să-ți arate că tot ce ai trebuie să fie primit prin Isus Hristos. Sigur, e o ucenicie radicală, dar dacă ne plângem de bisericile din jurul nostru care nu mai au viață, care nu mai reprezintă tare mult pentru societate, este tocmai pentru că am renunțat la acest tip de ucenicie, la acest tip de dăruire pentru Isus Hristos. Poate ne gândim că aceste principii se pot aplica altora din biserica noastră sau din casele noastre. Aș vrea să înțelegi, acest mesaj este pentru dumneavoastră, în primul rând, pentru tine. Ești chemat să fii ucenicul lui Isus Hristos și să-l urmezi pe el. Să ieși din relațiile care sunt nemijlocite, nefiltrate de Isus Hristos și să începi să l urmezi pe Hristos în mijlocul uh, uh, oamenilor, să devii un individ uh, în mod vizibil care ascultă și îl urmează pe Isus Hristos. Aș vrea să ne uităm la patru elemente esențiale când vorbim despre ucenicie. Mi s-au deschis ochii citind Evanghelia după Matei în această cheie, Evanghelia după Matei ca și manual al uceniciei și am înțeles că practic Iisus Hristos când te cheamă la ucenicie, te cheamă la sacrificiu, te cheamă să-ți iei crucea și să pornești după el. Dacă ești cu adevărat ucenicul lui Iisus Hristos, o să auzi chemarea, o să răspunzi chemarea și o să asculți de chemarea lui Iisus Hristos. Patru elemente pe care le aduce Bonhoeffer în discuție. Ucenicia înseamnă lepădare de sine și luarea crucii. Ucenicia înseamnă să te lepezi de tine însuți. Nu știu care sunt lucrurile pe care le prețuiești, pe care le iubești, la care ții mai mult decât la Iisus Hristos. Dacă vreodată ești în fața unei situații, dacă ești în fața unei alegeri, să știi că, în general, Isus Hristos se alege să te duci pe drumul mai greu. Lepădare de sine și luarea crucii. Ucenicia presupune suferință. În, Într-o emisiune anterioară, vă aminteam de Matei, capitolul 10, în care Isus Hristos vorbește despre suferințele, despre umilințele, bajocurile scoaterea din sinagogă, excomunicarea, excluderea, limitările pe care le primești. Toate acestea pot fi generate de către ucenicie. Faptul că ești ucenicul lui Isus Hristos și trăiești o ucenicie autentică. Atenție, Bonhoeffer spune că în momentul în care suferi dar nu suferi pentru că ești creștin, s-ar putea să suferi pentru că ești mediocru, s-ar putea să suferi pentru că ești leneș, s-ar putea să suferi pentru alte motive. Aceea nu este suferința uceniciei despre care vorbește Bonhoeffer. În momentul în care suferi din pricina lui Isus Hristos, în momentul în care ți-ai luat crucea, în momentul în care trăiești predica de pe munte și suferi din cauza asta, aceea e adevărata suferință. Purtarea crucii înseamnă și purtarea poverilor. A, a purta crucea înseamnă să porți povara lui Isus Hristos, să simți împreună cu Isus Hristos, să te uiți la oameni prin ochii lui Dumnezeu, să încerci să vezi la vecinul tău, la aproapele tău, ceea ce ar vedea Isus Hristos. Și această vedere, această perspectivă ți este dată doar în momentul în care devii ucenicul lui Isus Hristos cu adevărat. Iar, Ultimul element foarte interesant adus de Bonhoeffer este al patrulea. Învingerea suferinței se poate face doar prin împlinirea ei. El spune că Iisus Hristos nu ne cheamă să fugim de suferință. Isus Hristos ne cheamă să trecem prin suferință. Poate odată, nu știu când, o să am ocazia să prezint un curs de istoria bisericii. E interesant să te uiți în primele secole din istoria bisericii. A fost perioada în care biserica lui Isus Hristos, ucenicii lui Isus Hristos au fost persecutați. Totul a început să degenereze în momentul în care creștinii și-au primit drepturile. Ucenicii au devenit religie de stat în statul roman, în care păgânismul a fost declarat de către unul dintre împărații romani ca fiind ilegal în Imperiul Roman. Iar creștinismul și-a primit toate drepturile și au fost uneori popoare cucerite și făcute creștine cu sabia. Adică, dacă nu fugim de istoria creștinismului așa cum a fost ea, au fost împărați care au zis am cucerit o țară, o națiune, vrem să o facem creștină, cu sabia deasupra capului, au fost trecuți printr-un râu și Trecerea aceea prin râu a fost considerată botez și toți aceia au devenit creștini. Aș vrea să vă spun că toate acestea au denaturat creștinismul autentic. În zilele noastre sunt oameni care sunt chemați, sunt încreștinați printr-un botez al copiilor sau în bisericile neoprotestante îți chemați să spună un da lui Hristos. Auzi mărturiile multora care vin la botez și spun mă simt mai bine în biserica asta decât în altă parte. A fi ucenicul lui Isus Hristos înseamnă mult mai mult decât atât. Și a fi ucenicul lui Isus Hristos înseamnă la a fi dispus să suferi pentru Hristos. La asta te cheamă Isus Hristos. Vreau să te uiți în viața ta. Vreau să te întreb dacă tu ai suferințe mai multe decât vecinul tău. Costuri diferite decât vecinul tău care nu e ucenic. Dacă tu primești același salar ca și vecinul tău, tu ar trebui să ai bani mai puțin decât el. Pentru că tu ești interesat de comunitate, de ucenici, de a face ucenici, de lucrarea lui Hristos. A fi ucenic înseamnă să simți și să trăiești împreună cu Isus Hristos. Învinge suferința prin suferință, spune Bonhoeffer. Aș vrea să Vă readuc în față trei legi esențiale ale uceniciei. Le-am prezentat în una dintre primele emisiuni. Primul principiu, prima lege este asumă costurile. La Bonhoeffer am găsit de nenumărate ori principiul acesta. A fi ucenicul lui Isus Hristos înseamnă să asumi prețul, suferința costurile pe care le ai de plătit. A fi ucenic, dacă mântuirea este gratis, este prin har, nu înseamnă că nu sunt costuri. Nu înseamnă că nu este renunțare, nu înseamnă că nu este cruce, nu înseamnă că nu o să ai greutăți, asumă costurile. La asta ne cheamă Isus Hristos. În momentul în care unul se oferă să meargă după el, Isus Hristos începe să arate care sunt care este prețul pe care l-are de plătit. Dar dacă vrei să fii cu adevărat ucenicul lui Iisus Hristos, asumați aceste costuri, asuma aceste suferințe de dragul lui Iisus Hristos, de dragul, de dragul cauzei sale. Al doilea lucru, esențial, a doua lege în ucenicie, este prioritizarea. Prioritizează condiția ta de ucenic prioritizează mandatul tău de ucenic. Dragul meu, ascultător, telespectator, Dumnezeu să te binecuvinteze, când vorbești despre ucenicie, ar trebui să ne fie atât de intrată în sânge ideea, conceptul de ucenicie, încât în momentul în care te întreabă cineva cine ești, în loc să-ți rostești numele, tu să-i spui, eu sunt ucenicul lui Iisus Hristos identitatea ta trebuie să fie schimbată și generată de Isus Hristos, de faptul că tu ești ucenicul Lui. Asta înseamnă că tu ai, ai, fost chemat de El, că tu ai pornit la drum după El și că tu știi cine este Isus Hristos și El este numărul întâi, numărul unu în viața ta. Prioritizează, această prioritizare ar trebui să ocupe spații foarte, foarte largi, foarte importante din viața dumneavoastră. Dacă ar fi să vă uitați pe o listă de to-do, de ce am de făcut astăzi, ucenici, uce, ucenicizarea și ucenicia trebuie să fie pe locurile de sus. Eu sunt ucenicul lui Iisus Hristos și asta trebuie să marcheze tot ce fac, tot ce vorbesc, direcțiile în care mă duc, pentru că sunt ucenicul lui Iisus Hristos. Facerea de ucenici E atât de importantă și trebuie să te focalizezi când ești în societate, să te uiți în jurul tău, să vezi ce ai de făcut. Ca să poți să faci ucenici, ar, ar trebui să te rogi pentru asta. Roagă-te să faci ucenici. S-ar putea să nu ai decât un ucenic sau doi sau trei sau cinci în toată viața ta. N-are importanță, dar roagă-te pentru asta. Aș putea să vă dau multe exemple de oameni de la noi din biserică care au devenit ucenici de curând. Oameni care au devenit ucenici de curând. Poate că tu ești un ucenic de 20 de ani, de 40 de ani. Uh, ești ucenicul lui Isus Hristos și poate n-ai niciun ucenic. Uh. Niciun om pe care să-l fi influențat în viața căruia să fi fost folosit de Dumnezeu și să devină ucenicul lui Isus Hristos. Știi de ce? Pentru că n-ai plătit prețul și pentru că n-ai prioritizat. N-a fost foarte important pentru tine. Prioritizează. Și primul pas în prioritizare este rugăciunea. Începe să te rogi în fiecare zi. Doamne, ajută-mă să fac și eu un ucenic. S-ar putea să te uiți în jurul tău și totul să pară întunecat, și totul să pară negru. Aș vrea să spui că nu știi, când începi să te rogi, Dumnezeu începe să se uite înspre tine și să-ți răspundă. A venit o, o femeie de la noi din biserică și mi-a spus, frate Marius, eu pot să cânt în biserică, eu pot să mă duc în vizită la bolnavi, dar nu pot să vorbesc unui necredincios despre Isus Hristos. I-am cerut un lucru simplu, roagă-te, rugați-vă. S-a rugat. Și deja de două luni de zile a început o lucrare de ucenicie în viața medicului de familie pe care îl are. O femeie convertită de un an și ceva a venit în adunare, a auzit mesajele despre ucenicie și la un moment dat mi-a zis Frate Mario, sunt convertită de un an și jumătate, nu, nu știu ce să le spun. I Am zis, mergeți acasă, rugați-vă și construiți relații. Și în contextul relațiilor, spuneți-le ce va a făcut Isus Hristos dumneavoastră. S-a dus acasă, a început să se roage și a început să se roage, să se uite în jur, la 1, la 2, la 3 și să se roage. Dumnezeu i-a dat lumină și într-o zi, cu afeza, te-a dat un telefon și a chemat-o la o cafea și în contextul acela, de la masă, a început să împărtășească cu ea cum a devenit ea ucenicul lui Iisus Hristos prioritizează. Roagă-te ca Dumnezeu să scoată înainte pe cineva în viața căruia să fii folosit, să lucrezi ca să devină ucenicul lui Iisus Hristos. Un ucenic care face ucenici. Și ultimul element, ultima lege a uceniciei este loialitatea, determinarea. Cine a pus mâna pe coarnele plugului să nu se uite înapoi. Nu-i drum înapoi. Nu-i drum înapoi. Ascultă-mă, dragul meu. Lucrez cu oameni. Și oamenii care nu reușesc să facă mare lucru sunt oamenii care întotdeauna știu să spună o mie de feluri în care nu se poate face un lucru. Oamenii care progresează sunt oamenii determinați și oamenii care stau înaintea lui Dumnezeu și oamenii care așteaptă răspunsul din partea lui Dumnezeu și nu se uită înapoi. Nu-i drum înapoi. Atunci când te-a chemat Isus Hristos să fii ucenicul lui, nu-i drum înapoi. Du-te după Învățătorul, fii loial, prioritizează și asumă costurile. Și în final. O să fii un ucenic care aduce roadă, atât prin viața lui, prin faptele lui, prin sarea și lumina, prin gustul și lumina pe care le dă, dar și prin alți oameni care îl vor cunoaște pe Hristos privind la tine. Fii ucenic care face ucenici. Până la o nouă emisiune, vă dorim binecuvântare și har.